Dragi prieteni, bună ziua! A venit timpul să recunoaștem, suntem într-o criză fără precedent. Și cifrele ne vorbesc cel mai bine despre acest lucru. După cum cunoașteți, cifrele nu mint. Peste 40, aproape de 50% rată de teste pozitive, adică aproape jumătate dintre cei testați sunt bolnavi. Pentru comparație, în România și Ucraina, această cifră este de două ori mai mică. Și experții vorbesc că este alarmant când deja această cifră este mai mult de 8%. Peste 1600 numără cazurile noi de infectați zilnice. 28.000 numărul total de cazuri la 1 milion de populație este mai mare decât în țările vecine și este mai mare decât media în Uniunea Europeană. 1,11 rata de reproducere. Sau mai bine zis, aceasta reprezintă viteza cu care se răspândește virusul și este mult mai mare decât în majoritatea țărilor Uniunii Europene. 10.000 de medici și lucrători medicali infectați. Asta înseamnă că fiecare al patrulea medic și fiecare al cincelea asistent medical au avut sau au COVID-19. Aceste cifre sunt destul de îngrijorătoare și în același timp haideți să vedem ce avem de cealaltă parte. Ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale a avut loc mai bine de o lună. La 13 octombrie, de atunci, Comisia nu s-a mai întrunit. Tot atunci s-a stabilit că aproape toată țara e sub cod roșu. De atunci, informația nu a mai fost actualizată. Și deși codul roșu interzice întrunirile în masă, în ultima perioadă am tot asistat la hramuri, concerte, mitinguri și adunări cu zeci sau chiar sute de oameni. Autoritățile au lăsat mâinile în jos și ne anunță că nu mai avem paturi în spitale. Nu am văzut ca instituțiile responsabile, cum sunt poliția sau ANSP-ul, să amendeze pe cineva. Din punctul meu de vedere, guvernul nu reacționează. Da, e adevărat că oamenii nu respectă restricțiile, dar la fel e de adevărat că oamenii nu pot respecta restricții pe care nu le cunosc. Oamenii nu pot respecta reguli dacă cei care le încalcă, fie ei și demnitari de stat, nu sunt sancționați. Cum ar putea oamenii să înțeleagă care sunt restricțiile, dacă nici chiar cei care le impun nu le înțeleg până la capăt? Am încercat cu colegii să facem un tabel cu restricțiile care au fost impuse sau aprobate până acum pe diferite categorii de coduri și iată rezultatul, îl vedeți pe acel ecran. Precum vă spuneam, este clar lucru că aceste restricții nu pot fi înțelese de oameni, pentru că am impresia că nu sunt înțelese nici de autorități. Atrageți atenția la codul galben și codul portocaliu. De fapt, restricțiile care sunt scrise acolo sunt absolut identice. Întrebarea mea este pentru ce trebuia să adoptăm pentru două coduri diferite aceleași restricții. Asta vorbește despre neclaritatea acestei informații pe care trebuie să o perceapă oamenii. Deși le-am comunicat și în perioada în care participam la guvernare, nu am insistat pe aceste chestiuni în campania electorală, pentru că în ajun de alegeri nimeni nu vede și nu aude nimic, cunoaștem cu toți. Am sperat că după alegeri, executivul se va lăsa de politică și va trece la decizii și măsuri urgente. Dar nu a fost să fie.
Executivul trebuie să gestioneze această criză și să vină în continuare, dar trebuia și până acum, cu măsuri eficiente. Iată de ce Partidul Democrat vine din nou cu câteva propuneri simple, clare, dar din punctul nostru de vedere urgente și care nu au costuri mari. 1. Reguli clare pentru toți. Cerem ca Guvernul să vină cu o listă foarte clară de restricții și reguli în această perioadă. Pentru fiecare tip de cod, verde, galben, portocaliu, roșu, exact ca în statele europene, astfel încât fiecare cetățean să cunoască ce are și ce nu are voie să facă, să fie foarte clar că întrunirile în masă nu se permit, petreceri și alte activități neesențiale la fel. Și am elaborat chiar un draft, din punctul nostru de vedere, o astfel de informație care trebuie să fie completată de executiv, va fi foarte bine percepută de oameni. Simplu și să înțeleagă ce este voie și ce nu este voie de făcut în această perioadă când sunt impuse aceste restricții. 2. Respectarea legii. Cerem ca poliția și forțele de ordine să asigure respectarea acestor restricții. În tot orașul nu am văzut niciun polițist care să sancționeze pe cineva pentru că nu poartă mască, nu respectă distanță sau pentru că organizează mitinguri și adunări. Legea e lege și trebuie respectată de toți, inclusiv de demnitari. Cerem sancționare celor care au admis încălcări. Ca ex-prim-ministru, pot să vă spun că cel mai prost lucru pentru guvern este atunci când guvernul adoptă sau aprobă reguli și și nu asigură respectarea acestor reguli. Exact acum suntem în aceeași situație. Și 3. Testarea extinsă. Cerem autorităților să ia în calcul testarea rapidă pe bază de antigen. Este o soluție mai ieftină de depistare rapidă a virusului, recomandată și de Comisia Europeană și care este folosită deja în mai multe țări, între care și vecinii noștri din România. Testele sunt de o sensibilitate și o specificitate foarte înaltă. Costul unui test începe de la 100 de lei, comparativ cu cele pe care le avem acum de 800 de lei, iar rezultatul vine în 15-30 de minute. Cred că este real să avem cel puțin 30.000 de teste zilnic și acest lucru va permite trierea rapidă și izolarea celor infectați astfel încât să micșorăm această rată de infectare. Stimați prieteni, acestea sunt 3 soluții urgente care pot fi implementate rapid și fără costuri mari dacă guvernul vrea și îi pasă. Nu vorbim acum despre măsuri pe termen lung de combatere a pandemiei. Vrem să fim constructivi și să punem umărul la identificarea unor soluții pentru criza în care suntem. Facem apel și la celelalte partide responsabile din Parlament să lase supărările deoparte și dacă au propuneri mai bune, să vină cu ele. Noi am dat dovadă de o asemenea responsabilitate în vara acestui an, când partidele responsabile din Parlament s-au așezat la masa de discuții și au găsit soluții pentru agricultori care au fost afectați de secetă din acest an. Tot pe această platformă au fost identificate soluții și pentru sistemul de educație. Și eu am absolută încredere și de această dată, dacă partidele responsabile se vor așeza împreună la o masă de dialog, vom putea identifica soluții și vom putea să demonstrăm, de fapt, că fabula Racul, Lebăda și Știuca poate avea și un final fericit și cu toții să tragă în aceeași direcție. Am încredere că împreună, cu forțe comune, vom reuși să trecem și peste asta. Vă mulțumesc!